Bună ziua, dragii mei! Sunt Tarotela cu o nouă etalare la alegere pentru cei singuri, la cererea doamnei Felicia Magdalena Simion. Pentru cei singuri, n-am înțeles exact ce vrea dânsa pentru cei singuri, m-am gândit că ar fi mai interesant de aflat cine vine în dragoste, o persoană nouă care urmează să apară în viața voastră. Să sperăm că Mercur retrograd totuși ne va servi niște informații prețioase. Îmi cer scuze pentru manicură, nu am făcut-o pentru că lucrez în grădină. Îmi place să lucrez și vă recomand și vouă să lucrați în grădină sau cu plantele, să vă conectați la energia aceasta minunată a planetei noastre. Aveți de ales între 1, 2 și 3, nici nu știu ce degete să pun, nu mai contează. 1, 2, 3. Da? Și până alegeți, o să vă transmit ca și mesaj general. A venit 27, 2 și cu 7, 9, poate vă spune ceva, și 24, 4 și cu 2, 6. A, 2 și cu 7, am zis bine noi, da. Da, 6 și 9. În primul rând, concentrați-vă pe spiritualitatea voastră, casa noua spiritualității, poate și pe călătorii în afară, dacă vă permiteți. Hrăniți-vă spiritul, înălțați-vă spiritul în această perioadă de singurătate, oferiți ajutor celor care poate nu sunt la fel de înalți în vibrație ca voi sau încă n-au înțeles niște lucruri care țin de dragoste, de dragoste față de voi înșivă și față de aproapele. Așa, și concentrați-vă în general pe dragoste, nu pe faptul că sunteți singuri. Chiar dacă sunteți singuri, asta nu înseamnă că nu puteți oferi dragoste. Dragoste unor copii sărmani, unor oameni în vârstă, unor alți oameni care au nevoie. Ideea este să manifestați dragoste și nu în singurare. Sau mai bine zis singurătate, că singurarea e bună. Priviți la tot ce este bun în fiecare. Chiar și în persoanele din trecut. Încercați să vedeți partea bună a lor și nu mai vă concentrați pe ce v-a determinat să vă separați sau ce v-a făcut să vă simțiți singuri. Vedeți partea bună, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să sperați la nou, da? Posibil pentru unii dintre voi deja să fiți conectați spiritual în alte dimensiuni 5G, pentru cei care știți ce zic, cu persoanele care vor veni în viața voastră. Da, și trebuie să înțelegeți cât de lungă ar fi singurătatea, lucrurile sunt mai profunde decât par. Da? 22, asta iar este un număr maestru și un mesaj foarte important și așa este. Dacă cine ar trebui să fie cu voi, persoana aceea cu care să vă puteți bucura de o dragoste absolută sau puternică sau perfectă pentru voi, întârzie să vină, înseamnă că sunt niște lucruri de rezolvat în viața lor personală, măi. Înseamnă că n-au ajuns la niște transformări, n-au luat niște decizii, nu s-au separat de anumite persoane ca să fie pregătiți pentru voi. Sunt niște chestii. Am amestecat cărțile, le-am pus în cutii pentru a vă arăta cutiile. Sunt doar elemente feminine aici, pentru că majoritatea sunt doamne. Dar am zis, este etalare pentru cei singuri. Poate că vă simțiți singuri în cuplu și vrești pe cineva nou. Așteptați o nouă dragoste. Interesant. Poate că nu comunicați cu persoana pe care ați dori-o unii dintre voi și tot la nivel de nou se va manifesta. Repet, poate unii sunteți în cuplu și vă gândiți deja la divorț sau ei în gând faptul că, băi, în curând mă voi despărți și vreau pe cineva. Ideea este, eu vă recomand, cine încă mai stă cu o persoană, chiar dacă se simte singur, singură în preajma acelei persoane, să se vindece mai întâi și apoi să aștepte noul. Okidoki. Okidoki, dragii mei, cei care ați ales numărul 1, ascultați-vă intuiția, nu întâmplător ați ales acest, da? Ascultați-vă intuiția, creșteți din punct de vedere spiritual. Și se pare că, ia uite, regele, regele de cupe și îndrăgostiții. Un suflet pereche, o dragoste adevărată sau, n-are rost să mă fixez pe etichete, poate să fie flacără geamănă, dar eu vă rog din tot sufletul, nu vă fixați pe etichete. O dragoste. Dragoste puternică vine. E nemanifestată. Deocamdată e blocată. De ce? De un blocaj mental al vostru, al lor sau al ambilor.
cu cât sunteți blocați în trecut sau că nu puteți sau că nu merge ca nu aia, nu aia altă, cu atât se întârzie manifestarea acestei iubiri profunde, regele de cupe și îndrăgostiții. Zic eu în gândul meu, că ar fi mai bine de aflat personalitatea în carte acestei persoane. Personalitatea. Celui, celei care vine, va veni, vine pe drum, într-o formă sau alta, este chiar dacă la unii vine mai greu. Să știți că mesajele nu se împlinesc musai în câteva zile, câteva săptămâni, alții se poate împlini în câteva luni. Da, hai să vedem totuși. Personalitatea acestei persoane. Ce este nou în dragoste pentru numărul 1? Nu uitați ideea, concentrați-vă pe dragoste. Nu. Pe dragoste. Ieșiți din blocajele mentale, transformați-i. Poate voi trebuie să vă transformați mentalul, să vă pregătiți pentru persoana care vine. Wow! Marea atracție fizică este chakra a doua a creativității. Dar este șarpele de apă. Probabil o persoană emoțională, dar cu viziune. O viziune pe care o ține oarecum protejată doar și sau s-o exprimă doar într-un cerc închis de prieteni, de oameni, de încredere. Personalitatea acestei persoane, personalitatea, caracterul, parte din caracter, chakra a doua, foarte creativă, extrem, creativitate nu înseamnă doar sexualitate, ci înseamnă să produci, să creezi tot timpul chestiuni. Și la capătul setului de cărți, uliul, ce frumos, ia regina de cupe, iar semnale cu marcaș puternic, nu zic musai semn de apă, dar marcaș puternic în semne de apă, și marcaș puternic în semne de aer. Adică acest personaj poate fi și emoțional, că am vorbit de viziune, ați văzut? Mersi mult. Și vine cu o forță excepțională, vine, lasă în urmă, o noapte întunecată a sufletului, lasă în urmă frici sau oameni care n-au avut încredere în ei și au proiectat aceste neîncrederi în relația cu această persoană. Vine cu o dorință de a manifesta un soi de as de monede, de a manifesta valoare, stabilitate și chestiuni importante pe termen lung cu voi, dar în general, are o forță excepțională, deși pare foarte emoțională, regina de cupe, jucăușă, creativă iar, poate îi place să cânte sau face muzică, poate face altă formă de artă sau alte chestiuni care țin de creativitate. Creativitatea nu înseamnă numai artă, dar eu fiind artist mă fixez pe chestia asta. Am zis că are și o latură foarte rațională, uliu, se poate ridica deasupra situației și să vadă de la distanță lucrurile, să aibă viziune. Dar asta, interesant, a zis că ține, aceste lucruri le ține doar pentru un cerc închis, a venit uliul la capătul setului de cărți. Anumite lucruri nu le exprimă. Nici anumite sentimente, emoții nu le exprimă, decât când își permite, când cercul acela stabil, protector, îl simte în preajma sa, cu voi sau cu, eu știu, prietenii apropiați. Ar mai fi să iau? Hai să mai iau și din setul ăsta de cărți. Ia să vedem. Din setul acesta de cărți. Totuși despre personaliteul. Personaliteul. Ia, curăț cărțile pentru numărul. Personaliteul persoanei care vine. Personalitate, persoană. Da, asta e. Fac pasul din familie. Din familia de cuvinte. Snake! Băi, deci nu se poate de două ori Snake-ul și Ulf. Da. Mi-am zis că și-a găsit acest personaj, are o înțelepciune neexprimată foarte mult. Adică și dacă exprimă, să știți că exprimă oricum mai puțin decât exprimă. Și dacă știți că vorbiți despre lucruri înalte, lucruri care țin de spiritualitate, iar aici este și 4, care reprezintă împăratul, dacă e bărbat, dar poate să fie femeie în energia sa masculină, în ce sens, care vrea să fie stăpână pe viața sa, să-și trăiască viața după regulile sale, nu după ale altuia. O persoană foarte independentă, spirituală, clar, spirituală. Vă place? Da, dacă vedeți că întârzie, înseamnă că voi nu sunteți pregătiți pentru acest personaj. Vedeți?
Nu știu de ce această imagine îmi transmite că poate visați, poate există o legătură mai subtilă între voi deja, sau poate i-ați visat, sau urmează să-i visați, sau aveți, veți avea vise, sau când vă veți întâlni, vă veți conecta atât de profund încât veți avea vise după aceea cu ei, sau când vă e dor de ei, chestiuni care țin de vise, visuri. E o diferență de nuanță. În 23-5, probabil aici lasă în urmă, cum am văzut și mai devreme, o situație neplăcută. Dacă simțiți că îi așteptați de mult, să știți că trebuie și ei să renunțe la niște persoane negative din viața lor, sau la un fel de a gândi, sau la o situație neplăcută. Situație, ce or fi, persoane, relații, poate a încercat, eu știu, nu v-ați cunoscut, ați încercat relația cu altcineva și n-a mers. Eventual. E interesant că apare ulf, lupul, autenticitate. Aici este, și sunt doi șerpi, interesant. Persoana aceasta, am zis că este cea, reprezintă creativitate, adevăr, dragoste profundă cu regina de cupe, cu delfinul, stabilitate, dar probabil că a avut de-a face, eu știu, cu o persoană care nu este autentică. Acum, dacă voi nu sunteți autentici cu această persoană, nu puteți să creați. Interesant că a vorbit de creație, vedeți, șarpele creație. Nu puteți să creați nimic, să țineți minte. Dacă vreți sau veți recunoaște semnale că această persoană a apărut într-un fel sau altul în viața, într-un fel sau altul în viața voastră, să știți că trebuie să fiți foarte autentici cu acest personaj. Eventual, există un alt mesaj. Probabil din trecutul acestei persoane va fi cineva care va urmări, persoană care n-a avut autenticitate, care probabil este geloasă. Asta să țineți minte, eu știu, pentru unii. Dar e foarte interesant această carte. Sunt doi șerpi. Dar pentru acest personaj, majoritatea, nu cred că greșesc, majoritatea, la orice nivel spiritual ar fi acest personaj, dar văd că totuși lucrează. Dacă a apărut semnul eterului, deja acest personaj nu se mai mulțumește cu cele patru elemente, a trecut la al cincilea, cel mai subtil, cel mai sublim. La al cincilea element, ca și manifestare. În aceste decări sunt doar 7, dacă sunt 7 chakre. Cea mai evidentă pentru acest personaj este creativitatea. Nu de două ori aveți șarpele, nu de două ori aveți acest cuvânt. Am zis să nu fie confundat doar cu o persoană sexuală, sexy, doar cu o persoană emoțională, că sunt multe ape. Acest personaj are un univers, un adevărat univers în expansiune, dar în expansiune la nivel spiritual. Și repet, doar cu cei care intră în cercul său îl poate împărtăși acest univers și aceste viziuni și aceste stări. Ce vreau să zic în mod special, aici sunt doi tipi de șerpi, da? Unul mai închis, mai pământan, celălalt tauriu. Acest personaj, într-o formă sau alta, prin ceea ce face sau va face, va manifesta cu voi sau fără voi, că vorbesc de personalitate, caută într-un fel sau altul trezirea spirituală, este Kundalini. Kundalini care depășește chakra a doua, că dacă rămâne în chakra a doua și a întâia, rămâne în întuneric, în umbră. Și asta înseamnă că manifestă sexualitate. În exces sau în lipsă. Dar dacă depășește chakra a doua și merge în sus înspre 3-4 și așa mai departe, Kundalini începe să se manifeste în fel și chip, în mod special prin creativitate, prin spiritualitate. Și ce vreau să spun în mod special, acest personaj își dorește o sexualitate sacră, specială, fără aberații, fără deviații. Ca să știți. Sunt două regine aici, de aer și de apă. De aer și de apă. Și pământul ca și manifestare. Dar eu simt, nu știu cine sunteți voi, dar acest personaj știe să manifeste, da? Gândul, emoția și manifestarea în realitate. Și, de repet, dacă întârzie întâmplarea, să zic, povestea dintre voi întârzie să se manifeste, se întâmplă ori din cauza că voi n-ați ajuns acolo,
Ori mai au ei ceva de lăsat în urmă, sau poate și, why not, și, se poate, da? E ceva, un trecut, poate să fie familia, poate să fie un loc de muncă, poate să fie o locație în care stau, sunt multe, da? Un fost iubit, fost iubită, da? Și la voi la fel. Hai să vedem despre acest personaj. Patru de bâte, interesant. Da, vrea să se detașeze, interesant, vrea să renască, se detașeze de minciunile pe care le-a auzit. Șapte de spade. Poate că, nu poate, cu siguranță a avut de-a face cu un personaj care a venit, a plecat. Dar, și nu doar atât, dar sunt niște minciuni în viața lor de care trebuie să se libereze. Stai. Cu acest personaj, posibil să vă întâlniți la un eveniment sau acest personaj să aibă această creativitate, dorința de a crea evenimente. Pur și simplu, și când stați de vorbă, sunt oameni care vă fac să vă simțiți atât de bine, de ca și când ați fi la o petrecere și sunteți doar voi doi, ceva de genul ăsta. E o relație, patru, da? Doi și doi, relație. Doi, da? Și doi. Armonioasă, plină de chef, de viață, de pasiune, de fertilitate. Dar sunt niște minciuni în spate. Și care ar fi minciuni? De fapt, nu sunt minciuni din... Am zis, cred că e cineva care invidiază și urmărește. Că apare lupul. În umbră și-a venit în varianta asta negativă. Neautentic. Și aici este lipsa de autenticitate. Dacă știți că i-ați întâlnit și știți că nu ați exprimat, eu știu, nu ați creat ce trebuia cu ei, eu știu, vedeți, dacă sunteți voi aceia. Cine vine nou înspre? Sunt multe. Nu, sunt foarte multe. Dar văd marcaj puternic, chiar cineva că urmărește. Oh, nu știu, regele și valetul de spade. Semn de aer toată ziua, care este foarte stresat. Da? Eventual ar vrea să comunice, dar nu comunică cu Marea Preoteasă. N-aș spune că e persoana voastră. Ori personaj din trecutul lor, ori, eu știu, cine ar putea să fie cineva. Nu știu. Din trecut, din prezent. Dăm câteva cărți despre... Acesta ar fi? Șapte de monede. Numărul 1. Cine vine spre voi? Uf! Mai și încă unul. A venit un pic invers. 8 de cupe, interesant, dar a venit așa mai într-o parte. El ar putea să fie un personaj pe care îl cunoașteți. O cunoașteți sau îl cunoașteți. Cu care nu vorbiți și relația în care puteți să fiți o relație frumoasă este amânată, este pusă în așteptare din cauza, probabil, a ceea ce am spus. Poate unul din voi, poate voi aveți de-a face cu un personaj lipsit de autenticitate, gelos, geloasă, rece, distant, care vă urmărește. Poate ei, poate și unul și altul. Deci relația aceasta, sau potențialul, mai bine zis, că e creație, potențial, da? Este pus în așteptare. Interesant că sunt doi șerpi, exact care înfășoară o inimă. Și sufletul vostru și sufletul lor, dacă sunteți suflete perechi, da? După cum apare în carte, într-o formă sau alta. Unul vrea să meargă înspre zări înalte, înspre emoții pozitive, celălalt încă stă ancorat în pământ, da? Și niște energii karmice. Poate voi nu v-ați eliberat de cineva? Pozibil și asta? Și trebuie să vă treziți la alt fel de a fi? Să lăsați pielea veche și să străluciți prin creștere spirituală? Da? Să fiți autentici, dar vedeți, veți trăi și veți vedea deocamdată. Dar după cum arată 8 de cupe invers, ar putea să apară o reîntoarcere, de aia zic, ar putea să fie o persoană pe care o cunoașteți și care, cu care n-ați comunicat de ceva timp, v-ați simțit bine la un moment dat și n-ați comunicat.
Acum, poate voi nu vă puteți detașa de această persoană și încercați să... Separare. Da. Din cauza unei decizii. Unul dintre voi, sau poate amândoi, a trebuit să alegeți pe ca să ajungeți spre ei, că dacă alegeți altă cale, vă veți duce către altă persoană. E o separare între voi care e necesară ca să vă transformați. 8. Transformare. Dar după cum vedeți aici, e un cuplu. Unul, posibil să fie mai trea spiritual, celălalt încă să fie în lanțurile karmice, în ego, în ambiții, în, eu știu ce, lupte pentru putere sau poate nu pentru putere, pentru bani, pentru alte chestii, da? Și asta vă separă. Trebuie, deci separarea care s-a produs între voi, cred că vine cineva pe care îl știți. Altfel n-ar apărea 8 de cupe invers. Repet, ori nu vă detașați voi de ei, ori v-ați separat la un moment dat separare, tocmai ca să deveniți puternici și să... Și acest personaj se întoarce puternic, puternică și să puteți să fiți împreună. Ia să mai vedem. Hai, clarificăm. 4 de bute. Și în această poveste, eventual, și voi, și ei, problema cea mai importantă se pune pe creativitate și pe autenticitate. Și autenticitatea unuia, cel care este mai rece, mai glacial, e o imagine mai rece, da? Este. E interesant, 17. 17 este numărul stelei. Cel care nu e autentic trebuie să învețe să creadă, trebuie să se vindece de în trecut. Repet, poate să fie pentru amândoi. 4 de bute, te rog, clarificăm pentru numărul 1. Poate unul are copii și nu știe ce să facă. A, dacă zic de copiii mei, cum o să reacționeze, da? Și din acest motiv se amână. Implicarea ar fi 8, da? Se amână implicarea în relație. Vă urmăriți, nu comunicați, dar nu vă puteți detașa emoțional, sau repet, ei se pot întoarce. Vedem dacă sunt ei, dacă sunt voi, voi știți. 5 de bâte. Am zis că cineva cu... Sunt conflicte. Ce frumos, dragoste, dragoste, dragoste. Personajul independent, măi. 9 de monede. Posibil femeie independentă. Cu calități de vindecător, foarte creativă, cu aceasta și cu cele două cărți. Da, scoate în evidență creativitatea sa și înțelepciunea, că am vorbit de asta. Chiar uitați. Ia uitați-o cum seamănă. Vedeți cum seamănă? Dar acest personaj nu poate fi tratat oricum. Nu poate fi tratat oricum. Veți vedea atunci, eventual, să vă aduceți aminte de etalare. Dar sunt conflicte. Poate unul dintre voi aveți conflicte acasă. Poate sunteți deja căsătoriți unii dintre voi și vă gândiți, din cauza atmosferei conflictuale, geloziilor care sunt acolo, vă gândiți, vă simțiți ca și singuri, simțiți că munciți degeaba și urmăriți pe acest personaj și l-așteptați în viața voastră, nu v-ați detașat emoțional, posibil și asta. Dar ca să se manifeste. Un personaj care își creează viața este autentic, poate că voi trebuie să învățați să fiți autentici. Vedeți unde sunteți, nu stau să judec, eu doar citesc cărțile și vă transmit ce mesaje primesc. 5 de bute. Eventual, trebuie și voi să vă luptați într-o formă sau alta pentru stabilitatea acestei relații. Vorbim de personaj, da? Dacă vouă vă place să munciți, mai trebuie să vă faceți timp și pentru acest personaj, da? Șapte de monede, clarificăm. Pentru că asta înseamnă nu doar să puneți bani deoparte la 7 de monede, ci să mai puneți, să mai depuneți efort și să creați valori, apropo de creație, valori, încă una de monede, pe care l-am văzut aici, în relația aceasta despre care vorbesc. Oh. 10 de spade. Avem semnale de semn de aer, apă, pământ și foc. Bine, toate semnele. În casa cuiva, sau în relația dintre voi, există un personaj cu marcaj puternic în semn de foc, foarte gelos, geloasă.
Poate să fie și mamă, tată, soră, frate, soț, soție, în cazul în care lucrurile scârție acolo și nu vă mai reprezintă cuplu. Poate să fie și prieteni, da? Patru de băte poate să fie și o prietenie frumoasă. Și atunci, prieteni, dacă voi sunteți în faza de prieteni, da? Și ați putea să mergeți mai departe. Vedeți? Și apare și 10 de spade. Exact această amânare. Amânarea se întâmplă pentru că rănile nu s-au vindecat. Eu cred că sunteți amândoi răniți, posibil și din trecut, și dacă veniți în relație nevindecați, 17 nevindecați, proiectați rănile din relațiile anterioare și răniți relația, afectați relația, nu puteți să creați. Eventual interesant un mesaj. Dacă vreți să creați această relație, probabil că ar trebui să fie într-un cerc închis. Da? Să o țineți oarecum în secret o perioadă, pentru că sunt multe conflicte în jurul vostru, mulți dușmani și eventual cine are marcaj puternic, cine se simte marcat în semn de aer și pământ, are în mod special acel personaj de lăsat în urmă un ciclu de dureri, de suferință, de trădări. Din acest motiv, unul dintre voi este mai precaut, voi sau ei. E o test separare interesant. Iar, din cauza indeciziei cuiva. Da, a fost un trio eventual sau... Da. Poate și copiii cuiva atârnă ca și decizie. Posibil. Valetul de spade. Spade. Și tot așa pe orizontal s-a pus trei de spade. Am zis rănile voastre din relațiile anterioare se proiectează pe această relație și în primul rând pentru că nu se comunică despre răni. Unul poate spune, celălalt nu spune. De-aia apare șase de monede ca și dezechilibru, lipsa balanței a echilibrului. Unul poate trebuie să dea bani în casă pentru copii și totuși se simte singur, se simte rănit. În acest motiv nu poate să manifeste. Ia uite, 10 de bâte. Că vorbesc despre persoana asta sau vorbesc despre voi, voi știți, voi simți. Da, 3 de spade. Lipsa comunicării adaugă la rănile pe care le aveți, la 10 de spade. Comunicați, măi. Comunicați. Fără comunicare nu se poate nicio relație. Regele de spade. Personaj care tace și în tăcerea sa și tăcerea sa devine apăsătoare și pentru el și pentru cei din jur. Tăcerea sa devine apăsătoare. Am văzut regele de spade și aici era regina de spade, da? Uliu. Clarificăm un decup pe invers. Cavalerul de bâte. Iar tăcere, eremitul. Atracție mare este spre voi. Vedeți dacă vă reprezintă pe voi, dar posibil acest... Dacă voi ați trăit această situație pe care am descris-o, posibil să se întoarcă, că tot e Mercur retrograd sau în perioada următoare, să se întoarcă înspre voi Cavalerul de Bâte. Un personaj care simte multe atracții, creativ, multă atracție creativ, sexy, distractiv, jucăuș, care ar vrea să vă cucerească. Dar sunt gelozii, sunt alte probleme. Poate voi nu sunteți pregătiți să-i primiți. Eu știu. Cavalerul de bâte, după o perioadă de tăcere, în care probabil că a visat la voi, că și-a 8 de cupe, merge spre 7. A visat la voi, a visat că o să o luați de la zero, a visat că vine să vă cucerească, dar a rămas cu visul o perioadă, da? Eventual... Da. Cât am vorbit?
30. Deocamdată cam asta e energia dintre voi și următoarea persoană. Poate este doar aceasta. Vedeți? Poate doar aceasta și asta este ceea ce trăiți voi acum. Am zis, sunt doi șerpi. Poate că voi vă dau mai multe mesaje, vedeți unde sunteți. Pentru unii posibil mai multe mesaje să rezoneze, pentru alții doar 1-2. Voi vă creați scenariul, nu vă creez eu. Oracolele sunt ca să vi le decriptați singuri. Da? Tarotul nu oferă aceeași poveste tuturor. Aceeași carte, aceeași energie, aceeași culoare. Uitați, trandafirul ăsta, hai să vă dau un exemplu. Mie îmi spune ceva vouă altceva, la fel și cărțile, la fel și mesajele. Uite, apropo de creație, pe mine mă îndeamnă să-l desenez. Nu doar că mă gândesc la pasiune, nu doar că mă gândesc la dragoste, nu doar că îl miros și îl admir cu drag, dar mă gândesc că ar fi frumos să-l desenez. Într-o formă, nu contează, da? De aia zic, fiecare mesaj variază, se va manifesta altfel în funcție și de voi. Am spus că aici sunt doi șerpi. Posibil să fie o persoană karmică și o persoană dharmică. Persoana aceasta care, am văzut că totuși, se poate manifesta dragoste dacă renunțați la trecut, dacă renunțați la atracțiile pur sexuale și manifestați sexualitate sacră pentru că eu, pentru cineva, pentru câțiva dintre voi, acest personaj chiar asta vrea. La nivel de două regine, mai emoțional și mental. Și am spus, asta vrea să lase în urmă. Fricile, da? Iritațiile și să manifeste binecuvântări. Să manifeste și să exprime lucruri optimiste care aduc spor și abundență. Și chiar dacă este la început de drum, personal sau în relație cu voi, se pot manifesta lucruri foarte puternice. Dar sunt niște chestii, voi trebuie să le recunoașteți dacă sunt în viața voastră, dar să știți că într-o formă sau alta, poate nu identic, că poate ei nu sunt căsătoriți, dar poate au conflicte la ei în familie, mama, tata, sora, frații, da? Într-un fel sau altul, dacă sunteți suflete pereche, gemene, se cam oglindesc poveștile, știți? Și atunci, acest șarp întunecat poate să fie o relație karmică bazată doar pe sex și atunci ceilalți vor fi într-adevăr geloși. Dacă voi vreți să mergeți să manifestați sexualitate sacră, să manifestați aurul, ce înseamnă valoare, înseamnă spiritualitate înaltă, na? Creativitate înaltă, că tu vorbești de creație. Și interesant este pe inimă. Poate voi iubiți două persoane și pe acest personaj și pe cel din trecut, dar trebuie să alegeți. De fapt, iubiți personajul care v-a creat, v-a trădat, v-a creat conflicte? Sau e doar dependență? Iar, vedeți unde sunteți. La fel, același lucru, posibil într-o formă sau alta să fie și în viața lor. Eu zic că nu vă bag în ceați, eu vă exprim niște mesaje, chiar dacă e Mercur retrograd, și voi trebuie să țineți cont, chiar dacă nu le înțelegeți acum, poate le înțelegeți altă dată, repet, nu le înțelegeți imediat, adaptați-vă mesajul, dar eu dezamăgire aici, e un triunghi, sunt trei persoane, trei spade, trei minți, da? Două blochează, cum am zis mai devreme, două minți, un cuplu blochează adevărul. Adevărul rămâne în tăcere, nespus, neautentificat, nerespectat. Apropo, de-aia a apărut și lipsa de autenticitate invers. Interesant că și spada asta este invers. E o energie între voi. Necuvântare tocmai din cauza acestor dezamăgiri. Aceste de cărți le văd marcat de roata norocului și de soare. Dacă vreți să manifestați pozitivul din cărți, știți în principiu ce aveți de făcut. Știți că trebuie să vă eliberați de trădări, știți că trebuie să cuvântați în adevăr. Cuvântare, valetul de spade nu cuvântează. Știți că trebuie să fiți creativi, să fiți optimiști, să creați stabilitate prin optimism, prin creativitate, prin prietenie. Patul de bute poate să fie și prietenie. Chiar dacă sunt conflicte. Și dacă sunt conflicte viețile lor, a lor, măi, dar luptați-vă pentru relație, că asta înseamnă 5 de monede. Va trebui să vă luptați într-o formă sau alta. Interesant că apare 4-5 și cavalerul care vine cu 6, 5 și cu 1-6. Puteți să aveți victorie, da? Sau
Dacă voi stați în conflictele de acasă, vine altcineva. Vedeți, vedeți. Așa vin mesajele, așa vi le transmit. Nu, mai întâi asta. Mesaje de la ei. Hai să vedem de la ei. Ce v-ar transmite acum, dacă v-ar... De la ei am zis. Mesaje de la ei. Ce v-ar transmite acum? Ia să vedem. Pentru numărul 1. Stai și pasta. Era să uit. Dacă am uitat-o, asta rămâne violet. O, ce frumos. Faithfulness și modestie. Violet este violet. De fapt, sunt violete, sunt panseluțe, dar eu m-am gândit la violet ca și culoare. Știți că e preferata mea. Violet e o culoare regală, nobilă, spirituală. 2. Modestie și credință. Posibil, sunteți sfătuiți să fiți modești, să aveți credință și să vă orientați. Poate ar trebui să purtați mai mult violet, alb, galben, ca să aveți încredere. Ce zice modestie? Modestia este o lumină strălucitoare care pregătește mintea să primească cunoaștere și knowledge. Pregătește mintea să primească cunoaștere și pregătește inima pentru adevăr. Cineva nu e încă autentic. Mesajul este către voi. Ce înseamnă să nu fii autentic? Înseamnă să nu te cunoști. Pentru că nu te-ai explorat. Și prin ce te explorezi dacă nu prin creativitate? Ce înseamnă creativitate? Recreați-vă, reinventați-vă eventual felul în care priviți relațiile, sufletul și chiar rădăcina asta, stabilitatea. Recreați-vă. Mersi de... Unii probabil se fixează prea mult pe fericirea domestică și uită să se descopere. Vedem. Oh, flox. Flox nu știu ce înseamnă. Flox. Căutați și voi pe internet. Nu știu, e o floricică, deși mi se pare cunoscută. Armonie. Fiți în armonie. Cel care trăiește în armonie cu sine însuși trăiește în armonie cu întregul univers. Mesaj de la ei către voi. Și asta ce este? Magnolia, ce frumos, tocmai încep să se scuture. Noblețe și respect față de sine. Fiți nobili, am zis de la violet încă, și respectați-vă. Cu alte cuvinte, nu permiteți geloșilor și conflictelor să vă influențeze. Nu mai permiteți să fiți trădați. Pentru că dacă permiteți, veți bloca comunicarea cu acest suflet. Mă interesează cum vine. Deci blocați comunicarea din cauza rănilor. Nu întâmplător sunteți singuri, da? Pentru că ați suferit. Dar sigur nu vreți să mai suferiți și atunci renunțați, domnule, la suferință, unii dintre voi. Interesant. La capătul setului de cărți, putere și vindecare, că am vorbit de vindecare de aici, trebuie să vă vindecați, să vă fiți, și vă vindecați, da. Da. Ca să obții ceea ce iubești, trebuie mai întâi să fii răbdător cu ceea ce ai. Sper că ați înțeles. Așa, astea. Și apoi un mesaj de la îngeri. Pentru numărul 1. Așa am fost ghidat, așa transmit. Poate chiar acest personaj... Am zis totuși, am dat variante. E precaut pentru că are niște trădări, niște suferințe. Poate chiar suferințe fizice să steau în calea manifestării dintre voi. Poate acest personaj să nu vă spună că are, afară de durere sufletească, poate are niște probleme. Dureri de spate, dau exemplu, da? Fizice, de energie, pierdere de energie din cauza relațiilor anterioare. Dar în principiu, cu 4 de vânt, acest personaj este exuberant de fel, dar și stabil. Și poate lumea nu înțelege exuberanța, o confundă. Ar fi bine să nu o confundați voi.
Ci își debut într-o formă sala teste și jucăuș, nu neapărat bătăuș, dacă e nevoie. Vedeți? Mesaje și mesaje pentru cine e nevoie. Mesaje de la înger pentru numărul 1. Ha! Sper să mă țină. Eu am pus asta în priză. Camera. Scuze de gălăgie. Scuze de gălăgie. Of, 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 of. Am mesaje de la înger pentru numărul 1. Vă rugăm îngeraș, cât mai îți face și numărul 2 și numărul 3. Mesaje de la înger pentru numărul 1. Singurei de la numărul 1. Haide. Vedeți? 17. Comunicarea cu îngerii. A venit invers. Spuneți voi, da, și voi aveți încă niște lucruri de vindecat, nu le-ați vindecat. Niște situații din viața voastră vă îngreunează, vedeți? Am spus multe. Vă îngreunează comunicarea cu îngerii. Ha. Eu vă zic, dacă vă supărați, e problema voastră. Ha. Haide, îngerașilor. Hai. Pentru numărul 1. În sfârșit. Practicați compasiunea. 15, interesant. Unii sunteți încă în numărul 15, numărul diavolului. Și ce înseamnă ego? Relații karmice cu care vă chinuiți. Frică. Dependență. Într-o formă sau alta. Relații karmice oriunde, și la job, și la familie, și în familie, și posibil și căsătorie karmică. Da? Practicați compasiunea. În primul rând, practicați față de voi. Vedeți lucrurile dintr-o perspectivă diferită. Aveți nevoie să vă vindecați, da, vreau să zic altceva, să vă relaxați. Aveți nevoie de somn. Unii dintre voi probabil că vă simțiți obosiți. Ia uite, aveți răbdare. Păi dacă voi vă simțiți obosiți, și munciți în continuare. Am văzut 7 de monede. Deja și 7 de monede obosit. Obosită. În energia asta, cum să vă atrageți dragostea? Mă, vă cert. Cum unii se pare că aici sunteți? Interesant că aveți răbdare. A apărut 17. Oh, ce frumos! A apărut 17 a doua oară. Aveți răbdare că vine și dragostea adevărată. Și 44. Asta este. Eu cred că unii dintre voi încă aveți de-a face cu o relație karmică în care nu există autenticitate, sunt doi șerpi, două atracții sexuale, dar una e de vibrație înaltă, alta este de vibrație joasă. Și dacă eu cred asta, nu aveți voi ce să faceți, asta este, ci doar să vă introspectați, să vă analizați, să aveți compasiune față de voi. Deci este mesajul de la înger pentru voi, da? Practicați compasiunea. Dacă pentru unii dintre voi care știți că lucrați la creșterea voastră spirituală, chiar știți, și vedeți că nu se manifestă această întâlnire, știți că acest personaj trebuie să-și descopere ce? Sinele. Dar, dragii mei, uneori nu-i treaba voastră. Puteți doar să aveți răbdare să vă odihniți, dar totuși aici este oboseală la voi. Da? Va veni și dragostea adevărată. Poate ați crezut, interesant cum vine un mesaj, ați crezut că aceste 17 este steaua, este persoana predestinată, poate unii dintre voi. Ați crezut că relația karmică este persoana predestinată și de fapt nu e. Aveți răbdare, transformați-vă, că vine și dragostea adevărată. Cea mai superbă carte de aici, da? Sărutul care trezește divinitatea. O dragoste într-un cerc închis, protejată de atacurile celor răi, da? Celor răi, dușmanilor. Aveți mulți dușmani și voi și ei. Da? Sper că e suficient deocamdată. O să încerc să mai fac. Deocamdată asta e. Sper că v-ați găsit mesajele. Dacă puteți să mai alegeți încă un număr. Dar eu zic să nu le alegeți pe toate, că deja faceți confuzie. Hai, maxim 2. Maxim. Uf, drăguții mei, de la numărul... Uite, secrete. De la numărul...
care ați ales, dragii mei, numărul 2, cărțile deja au fost amestecate și până le amestec pe, pe cele pe care le-am folosit în anterioara etalare, vă pot povesti despre 8 de bâte. Cine vine spre voi? Posibil cineva de la distanță, dacă nu cu avionul, vine cu mare viteză și vrea să comunice, să fie creativ, să vă extindeți orizonturile, un soi de bombardament, nu musai narcisist, dar un soi de bombardament care vine după o perioadă de mare suferință, bombardament în dragoste. Da. O perioadă în care... Ia uite. Interesant. Ar fi vrut de foarte mult timp acest personaj să vină, faetonul și zvorul invers, dar s-a îndepărtat probabil... S-a îndepărtat, o să pun cartea normal, de voi. Voi sunteți sursa lor, ce frumos, sursa lor de inspirație, de creativitate, dar s-au îndepărtat. Eventual din cauza unei mame, a unei mama copiilor, a unei alte energii feminine, care le-a creat suferință și vor să vină înspre voi. Curățăm cărțile pentru numărul 2. Poate vine, de obicei bâtele sunt rapide, poate vine în 8 zile, 8 săptămâni, luni mai greu, nu cred că sunt luni. Da, e o distanță de cel puțin o apă între voi. Fiș, e un semn norocos, în timp ce vorbesc apare aceste și crocodilul și fiș, elemente de apă. Da. Trebuie să aveți credință. Despre personalitatea acestei persoane care vine înspre voi, personalitatea lor. Haide, Doamne, dă-ne câteva mesaje, chiar dacă e Mercur retrograd, să sperăm că le înțelegem. Dacă nu le înțelegeți, mai ascultați, că așa se întâmplă când e Mercur retrograd și în general. Am văzut ceva roșu, roșu, roșu. Păi, foc, 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 super pasiune, super sexy. Wow, dar ce sexy e. Dar ce sexy e, cobra, iute. O energie care reprezintă și pasiune și iuțeală. Oamenii de acțiune este un soi de vale de bâte, dar în aceste cărți este și un profesor spiritual. În ce sens? Veți trăi lecția și veți vedea, sau mai bine zis, o veți învăța. Super geloși, chiar dacă nu arată, n-au arătat până acum. Oamenii aceștia sunt super geloși, sunt destul de mândri, dar sunt și idealiști. Dar sunt și idealiști. Sau poate că sunt idealiști în preajma voastră. Da. Iar apare o energie destul de, n-aș spune musa imatură, dar poate că totuși. Sunt niște situații încurcate deocamdată, care probabil în momentul în care vor fi comunicate se vor descurca, nu știu, potențialul, să zic, se va manifesta. Dar e o gelozie aici, afară de pasiune și gelozie. Acum asta e, nu poți să fugi de toți oamenii care sunt geloși, dar poți să-i temperezi, să puneți granițe personale eventual. Hai să curățăm și. Ce mai este? Viermele de pământ, din câte mi-aduc aminte din cartea pe care am primit-o cu cărțile. Instructarul, mai bine zis. Încă n-am amestecat. Dar e o chestiune care ține de muncă. Poate munca v-a ținut pe loc. Munca, cineva muncește să facă bani la distanță 9, peste hotare eventual 2 și cu 10. Și din cauza asta nu s-a manifestat. Nu s-a manifestat ceva. Pentru că cineva vrea să se transforme din punct de vedere financiar, da? Pentru voi, eventual. Hai să mai amestec cărțile. Personalitatea
bărbatului femeii care vine spre voi. Strategie. Super isteți, super intuitivi, dar e cineva în preajma voastră sau a lor sau și. Intuiție. Dar sunt niște conexiuni aici, interesant, dar conexiuni destul de toxice. Probabil care au întârziat manifestarea acestei relații sau ce ar putea să fie între voi. 3 și cu 7, 10 și avem 3. 3 ține de comunicare de Mercur, apropo de Mercur retrograd. Interesant, dacă voi vă știți spiritual, intuitiv, magici, apare un personaj între voi care încearcă să falseze. Da? Ori voi v-ați întâlnit cu cineva și ați confundat cu perechea voastră, cu sufletul vostru, da? Sufletul vostru, ce vreau să zic, divin, da? Ori ei s-au întâlnit cu cineva care, nu știu, a părut mai special, dar de fapt nu era. Niște chestiuni care țin, vă rog frumos, da, nu e doar o persoană, sunt vreo două. Cred că în fiecare parte aveți câte, fiecare are un intrus în viața sa. Acum, ce vreau să spun, vă rog frumos căutați despre Bastet în mitologia egipteană. Pe mine mă farmecă foarte mult această energie de rău vreme. Nu zic cu am pasta mică, pisicuța mea neagră, bine că am nu știu câte pisici, am 9 pisici acasă la maică mea. Dar merg linia mea. Am salvat-o de la moarte. Căutați despre Bastet. În momentul în care vă veți întâlni cu acest personaj, intrați pe un alt nivel de manifestare. Level 2, ceva de genul ăsta. Cu alte cuvinte, amândoi aveți un grad de magie, de intuiție, de cunoaștere. Vă vine să credeți, nu vă vine să credeți, dar amândoi aveți. Și puteți să manifestați. Dar trebuie să fiți buni strategi. Acest personaj pare că am vorbit totuși de personalitatea lor. Acum poate și voi aveți această strategie. Că știți, uneori nu înseamnă să minți și nici să fii lipsit de autenticitate. Uneori e bine să fii în preajma anumitor oameni altfel. Și am ajuns eu la concluzia asta, că poate autenticitatea mea nu este binevenită uneori, nu înseamnă să fiu falsă, înseamnă să... Știți, vedeți, interesantă cartea. Personajul așa are o umbrelă deasupra. Nu s-a acoperit, nu s-a acoperit. Doar se protejează. Se protejează de atacurile unor oameni. Și voi ar trebui să învățați această, da? Și relația ar trebui să fie protejată. În timp ce vorbesc, apare cavalerul de bâte, iar personaj foarte pasional. Hai, mai dăm o carte, totuși, că n-am decât două și în partea alta am avut trei. Mai dăm o carte despre acest personaj. Tata celui care vine înspre voi. Ați ales setul acesta de cărți foarte elegant, pe care îl ador, e preferatul meu. Art Nouveau. Ce frumos, frumusețe. Un personaj frumos. Poate că și voi sunteți frumoși și meritați oameni frumoși care doritor să ofere reciprocitate dulceață în relație cu voi. 6. Îndrăgostite voi. Dacă e bărbat, ia uitați cum e îndrăgostit. Albinuțe și floricele în capul lui când vă vede. Dar vă vede super frumoase, dar posibil, foarte posibil și ei să fie foarte frumoși. Și am spus că există invidii și din partea voastră și din partea lor, pentru că sunteți frumos, sunteți inteligent, sunteți pasionali, sunteți magici. Interesant, apare numărul 20. 20 este numărul judecății. De-aia apare strategie, judecați, bine gândiți, bine cum exprimați, ce manifestați, te ține de manifestare împărăteasa. Da, împărăteasa, oricum ar fi, nu se poate expune, trebuie protejată, da? Împărăteasa reprezintă frumusețe. Acum, bărba femeie ce-o fi? Am spus, este un personaj frumos care vrea să renască lângă voi,
care vă vede și pe voi frumoși, chiar dacă voi nu credeți chestia asta, ei vă văd frumoși și posibil să nu vadă doar frumusețea fizică, să vadă frumusețea interioară, își ascultă intuiția și voi ar trebui să vă ascultați pentru că e pentru că e un cuplu într-o formă sau alta și posibil lebedele au relații până la moarte. Posibil că e un vis al lor sau intuiția le spune că puteți, că vă poate, în primul rând că vă poate iubi pe termen lung. Rămâne de văzut ce se manifestă, dar e vorba de iubire. Doi, ține și de Marea Preoteasă. Intuiția lor le spune că se poate renaște, se poate transforma situația dintre voi, pasiunea dintre voi. Da? Da, sunt înconjurați de foc. Trebuie să treacă dintr-o lume într-alta, poate și unul și celălalt, dintr-o lume a disperării, a decepțiilor, într-o lume a speranței și voi și ei, da? Hai să vedem despre ei. Patru cărțuri. Vedem? Îmi vin și mesajele. Poate să fie despre relația care cum se va manifesta între voi sau despre viața voastră până îi întâlniți pe ei. Veți vedea cum se mulează aceste mesaje. Câte sunt? Patru. Ok. Ah, ce frumos! Dar aș spune așa. Acest personaj își face putere, își creează o strategie, își face ca să vorbească. Interesant, o fi mai timid. Posibil acest personaj să fie un pic mai timid cu viermele. Gelos în fire. Dar știți că geloși, oamenii geloși sunt pentru că n-au încredere în ei. Probabil ceva din forța voastră îi intimidează, da? Îi atrage și ei sunt puternici, dar în preajma lor probabil se moaie picioare, în preajma voastră li se moaie picioare, ceva de genul ăsta, puternici. Puternici. Trebuie să-și facă curajul, da? Să comunice această dragoste. Așa veniți, așa. Wow! Doamne, ce frumos! Scuzați îngălăgia. Fantastic! Doamne, ajută! Vă rog frumos! Dacă vreodată vă veți căsători cu acest personaj, aduceți-vă aminte de etalarea din luna mai, Mercur retrograd, post-eclipsă. Wow! Oricum, căsătoriți sau necăsătoriți, mai de ce fericire vă așteaptă. Într-un mod neașteptat, cobra va comunica. Știți cum face cobra? Interesant, cobra reacționează foarte mult la muzică. Poate acest personaj face muzică, dans. Și, ca și sfat, e bine să le vorbiți. Dulce, vorba dulce mult aduce. Sfat pentru voi, da? Pentru că sunt înconjurați de foc, trebuie să-și găsească echilibru și încă nu sunt în echilibru. Încă sunt în frică unii dintre ei. Trebuie să descopere adevărul. Adevărul veți descoperi, interesant, șacalul și am văzut mai devreme și pisicile. Bastet și... Vă rog, chiar vă rog. Nu vă pot spune acum într-o jumătate de oră câte știu, dar știu destule, credeți-mă. Este Anubis. Anubis și Bastet. Wow! Da! Wow, ce frumos! Vai, n-aș mai vrea să mai clarific, never ever! Ia uite și nebunul! Acest personaj, regele de spade, n-a vrut să vă arate, eventual, n-a vrut să vorbească, acum vrea să vorbească. Ce conflicte interioare a trăit! Dar va vorbi, interesant, apare asul de spade. Dar vrea să vorbească în dragoste, în adevăr. În dreptate. Vrea să fie corect. Dacă i-ați mai întâlnit și ceva s-a întâmplat, că am zis că și în viața voastră și în viața lor au apărut niște oameni falși, da? Copy-paste-uri. Asta e. Mai, dar am zis că ei sunt geloși din fire și orgolioși și am zis, nu știu dacă am zis. Da, am zis că sunt mândri. Ia uitați, picoc. Dacă atrag publicul, atrag ochii, că arată bine, dar sunt și geloși. Dar există o doză de neîncredere. Voi aveți. Dacă sunteți, Doamne, aveți puterea să-i alinați, să-i temperați. Am zis că cât ar fi de puternici în preajma voastră, e o puritate. E o frumusețe interioară care efectiv îi îngenunchează. Da.
Vor să vină și să vă ofere totul. Astfel de cupe, să exprime dragoste, să exprime vindecare și speranța. Speranța că puteți fi împreună. Aici este idealul lor pe care vor să depășească după, nu știu, niște gânduri negative, după, eu știu, un ambient negativ. Sau poate sunteți chiar voi care inspirați să gândească altfel, să spere, să simtă. Dacă sunt geloși, dacă sunt orgolioși, felul care vorbiți, vorbiți frumos. Da? Că este o doză de neîncredere, mai ales în preajma voastră, pentru că voi aveți o forță excepțională și ei au. Dar voi aveți, energia feminină are mai multă forță. Asta e, asta e. Hai să vedem, clarificăm puterea. Ce frumos! Ce frumos! Puterea. Poate unele doamne nu aveți părul excepțional de lung, mediu, da? Ca aici. Mai roșu cât siu. Interesant. E aceeași imagine. Vedeți? Și nici ei nu au părul foarte scurt. Poate chiar mai o bărbiță. Mai poartă din când în când. Bărbiță. Mai mare, mai mică, eu știu. Cum e la modă, că le place să fie frumoși. Că sunt frumoși, sunt frumoși. Beauty, nu doar voi și ei. Poate unele aveți părul lung, variază, dar am simțit un mod special pentru aceste doamne. Clarificăm puterea, te rog frumos. Pentru cei singuri, vorbesc pentru cei singuri. Oh, regele de bâte. În primul rând trebuie să-și facă curaj. Aici, regele de putere, curaj. Să vină spre voi, pentru că și voi sunteți puternice, măi. Super atracție, super, super atracție sexuală, super atracție sexuală. Și eventual nu vor nici să vă... Chiar dacă voi sunteți puternice, n-ar dori, pentru că sângele, și ia uitați, n-ar vrea să vă afecteze, să vă intimideze cu această energie. De aia zice bine să vorbiți frumos cu NPC. Oh, și rege. Băi, sunteți nebuni? Și astfel de bute, regele de bute și puterea? E super atrași de voi. Ei, obsesia, blocajul mental. Cum să vină să arate stabilitate în condițiile în care sunt super, super, super atrași fizic de voi? Vă vine să credeți, nu vă vine să credeți, eu vă transmit. Hai să vedem, asul de spade. Aveți semne de foc, aveți semne de apă, semne de aer și un pic de pământ. Vedem dacă e mai mult. Asul de spade. Cuvântarea. Dar un mesaj. Ia uite că ce face cobra, da? Vorbește așa. Atacă. Așa va veni. Tu mă neașteptat. Cavalerul de cupe. Ce să comunice, mă, dragoste, cavalerul de cupe să fie romantic. Și cavalerul chiar se mișcă, adică e o energie care reprezintă implicare. Nu doar fizică, nu doar emoțională, chiar va face pași. O demonstrație de romantism eventual. Iar valet, iar comunicare. Între timp stă și vă urmărește. Poate că i-ați refuzat cândva patru de cupe. Da? Poate că au foarte mulți prieteni, trei de cupe, sunt petrecăreți de fel, eu știu. Sau poate a mai fost cineva în viața voastră, că am zis, ați avut copy-paste-uri și unul și altul prin preajmă. Copy-paste-uri în sensul de copy-paste-uri al sufletelor perechi socărilor gemene. Pentru că sunt energii karmice care încearcă să falseze. Bai, rușinică! Arată-te! Ah, artistul! Asul de cupe și artistul. Ba, care e artist? Poate sunteți amândoi, dacă sunteți suflete perechi, da? Interesant, această dragoste îi inspiră. Că fac muzică, că am vorbit de muzică, dans, că desenează, poate amândoi sunteți artiști sau pur și simplu. Dragostea, emoțiile pe care le transmiteți, le simt față de voi, îi inspiră să creeze ceva. Le dă aripi, interesant. Red Bull îmi dă aripi. Poate și beau un pic când le dor de voi, dar Red Bull le dă aripi. Trebuie să-și facă și curaj, apropo de aripi, să vină spre voi. Aripioare, Mercur, ce vreau să zic? Și chiar dacă nu sunteți artiști,
Această dragoste vă vindecă și vă ajută. Ce face artistul, mă? Creează și creează viața. Voi împreună puteți să creați o poveste de dragoste specială. Da? O să vă trăi... Ai, frumos, 10 de bâte. Ia. Sunteți independenți și ei, și ele, și voi, și nu știu, deci cineva aici e independent. Probabil că el este independent, da, și victorios, da? Și vrea să se implice, să depună tot efortul în a crea această dragoste. A crea această dragoste. Posibil pentru unii dintre voi, bărba, femeie, ce-or fi aceștia victorioși și independenți, ei vor să... Da, mersi mult. 10 de bâte este un consum. M-am săturat să fiu singur în grădina mea cu reușitele mele. Vreau să am un partener, parteneră care mă apreciază, cu care pot să creez în continuare. Sau, da, nu e vorba mult de creație, să mă pot bucura de ceea ce am produs, de valorile, de succesul meu. Cineva care mă înțelege și nu mă invidiază. Zece de cupe, clarificăm 10 de cupe. Vai, dar ce etalare! Ce frumii, 10 de cupe. Deci oamenii ăștia visează să fie cu voi. Forever young. Da, 8 de monede, vor să muncească, măi. Vor să se implice, am văzut 9, am văzut 8, da? Energia masculină, da? Masculin. Aici e femeie și energie masculină, femeie și energie masculină. Femeile bă, da energie masculină. Masculinul vrea să ofere reciprocitate. Masculinul vrea să vină să cumce. Vum! Hodron, tron, brus, trăsnet. Da. Vrea să muncească pentru această fericire. 8 de monede. Da. Speră că tot ce a fost între voi, dacă v-ați mai întâlnit și a murit relația dintre voi, vrea să o renască, să... În ce sens? Nu să o resusciteze și să o pună așa împăiată, nu. Speră că lucrurile se vor echilibra. Eventual, dacă știți că aveți un personaj care lucrează în public, acest personaj s-a transformat. Dacă a fost cândva egoist sau egocentric, tot pe acolo este. Acest personaj s-a transformat, s-a vindecat de niște adicții eventual. Cu gândul la voi, visând la voi și la potențialul care poate fi între voi, s-a transformat și a vindecat niște chestii, niște dezechilibre. Poate că mai are de lucru, nu știu. Dar voi uitați ce frumos. Posibil să fie marcaș puternic în Pluto între voi sau cu Pluto, dacă vă cunoaște sinastria, Pluto transformă. Vă rog, scuzați-mi unghiile, dar lucrez în grădină. Sunt artist, sunt arolog, dar îmi place să lucrez în grădină. Mă conectez la energia Gaia, mai bine Gaia. Așa se zice. Trebuie să-i dăm și pământului acesta o, nu? Un nume. Mesaje de la ei pentru voi. A, nu mă uita, înseamnă că vă știți, v-ați mai văzut cândva, nu mă... Eternal, memories. Am vrut să zic, v-ați întâlnit undeva cândva, poate în altă viață, poate iau sentimentul ăsta de deja vu. Wow, nu mă uita. Vai ce frumos. Cel mai minunat lucru în viață, sau da, cele mai frumoase lucruri în viață sunt oamenii pe care i-ai iubit, locurile pe care i-ai văzut și amintirile pe care ți le-ai creat de-a lungul drumului. Artistul, asta mă duce cuvântul către artist, care își creează amintirile, desenează, cântă, dansează, creează ceva. Iris, că tot e perioada irișilor, poate în această perioadă. Rainbows înseamnă, bine, nu că înseamnă, mă duce cu gândul la speranță, speranța că veți fi împreună, da? Și mesaje. Apropo de mesaje, interesant, am văzut 8 de bâte, da? Vor fi mesaje pline de speranță. Când plouă, uite-te după curcubeu. Când este întuneric, oh, ce frumos, uite-te după stea, întuneric, moarte, după stea.
Dacă vă simțiți în întuneric, uitați-vă după stea, sperați, credeți. Acest personaj vă așteaptă, speră. Nu că vă așteaptă, vrea să vină spre voi, scuzați-mă. Vă așteaptă în ce sens? Vă așteaptă, așteaptă să se manifeste, să se implice, să se creeze, da? Știe că trebuie să facă el pașii. Alte mesaje. E un personaj de acțiune, pardon. Acest personaj e de acțiune, a zis pardon că nu e, cel puțin în această perioadă. Nu știu când, cât timp va fi. A zis poate 8 zile, poate 8 săptămâni, dar nu cred că e mai mult de 8 săptămâni, nu cred. Sau poate luna august, nu știu, dar e destul de iute. Pentru că bătele și spalele sunt iuți. Mesaje de la ei pentru voi, vă rog frumos. Mesaje de la ei pentru noi. Bine, noi, voi, cei care ascultați. Noi, pentru că eu canalizez, eu transmit, vă transmit voi și uneori mă identific. Afecțiune și determinare, am zis, afecțiune și determinare, asul de spate determinat, regele de bâte determinat, da, își face putere, da, puterea are puterea. Pentru că s-a transformat, da, moarte, casa 8-a, scorpionul s-a transformat, are determinare. Și voi trebuie să aveți determinare în a spera. Cum să traduc asta? Nu știu exact. În fine, e greu de explicat. Am obosit uneori. Citiți mesajul în engleză și traduceți-l voi pentru voi, da? Vă puneți pauză și îl citiți. Da, afecțiune și determinare. Entuziasm și prietenie. Acest personaj vrea să vină cu entuziasm, cu viteză și cu prietenie, da? Interesant, este o plantă cățărătoare, sar cățărar. Nu neapărat sexual pe voi, dar vrea să creșteți. Vrea să creșteți, să vă ridicați. Da? Să aveți parte de abundență, de creștere, de grație și dulceață. Am vorbit de dulceață, poate că voi aveți o grație și dulceață. Poate că pe voi vă vede că vă ridicați și încercați să vă depășiți limitele și aveți afecțiune și determinare și asta inspiră și pe ei. Că am zis că îi inspirați. Da? Adevărul vostru, dragostea voastră în general, îi inspiră și pe ei. Grație și dulceață. Căutarea perfecțiunii, de fapt, este căutarea dulceții și luminii, cam așa ar fi. Magnolia apare și pentru voi. Noblețe și stimă față de voi. Trebuie să aveți stimă față de voi. Pentru că așa vă doresc oamenii aceștia, vă doresc puternici. Așadar, dacă ceva s-a întâmplat în viața voastră, nu vă pierdeți speranța, transformați-vă și voi, că și ei se transformă și păstrați-vă noblețea, stima față de voi, dulceață, nu vă acriți din cauza dezamăgirilor. Nu vă acriți. Că nu se merită. Măi, de eternal memories, acești oameni, cred că au avut deja vu când v-au văzut, dacă v-au văzut, sau când or să vă vadă, o să zic, te-am mai întâlnit cuva? Nu te supăra, te-am văzut. Ia zi, unde te-am mai văzut? La cursul cu tare sau... Nu, că nu mă duc la cursuri. La alimentară. Da. Iupi! Demonstrație de dragoste. Acest personaj vă va demonstra că vă iubește. 4 și cu 8, cât înseamnă? 12. Nu? 2 și cu 1, 3. Și ce înseamnă? Vă va și proteja. Va încerca cu tot din sus, pentru că a văzut 8 de bâte, vă va întreba multe lucruri. Va încerca să afle ce este important pentru voi, ceea ce iubiți, ca să și acționeze conform plăcerilor voastre. Ca asta înseamnă reciprocitate. De fapt, asta înseamnă cuplu, asta înseamnă fericire, da? Bine, ce frumos, mă impresionează. Dragostea este peste tot în jurul vostru. 16. Este Uranus. Iar, într-un mod neașteptat va veni. Este în preajma voastră. Acest personaj se gândește la voi, se învârte, se dansează cu gândul la voi. Ce frumos. Și dacă e distanță, oricum e în jurul vostru energetic. Dragostea este peste tot. Doar nu uitați acest adevăr. Ce frumos, mă! Foarte frumos! Foarte, foarte frumos!
Uf. Mai vrem asemenea idealuri. Dar facem pentru cei singuri și cei singuri merită. Dacă sunteți în preajma cuiva și vă simțiți ca și singuri, vă rog frumos, acționați conform situației ca să puteți să atrageți această minunăție de relație. Separați-vă de cei care vă rănesc, vă șantajează, vă mint, da? Foarte frumos! Mă bucur pentru voi! Asta să vedem. Ochi-dochi, vă pup! Ceau, ceau, sper că v-a plăcut. Numărul 3. Am amestecat cărțile. Înainte să le pun în cutie, am pus o cutie ca să știți voi ce alegeți. Asta e regina. Aista e regina de cupe. Băi, dragoste. Ați ales dragoste? Ați ales dragoste. Și la capătul setului de cărți, după ce am amestecat, a venit asul de monede. Ați ales dragoste, așa avea sparte de valori, de spor, de abundență, poate de un nou proiect, de un nou job, de un nou contract. Trebuie să alegeți. Eliberați-vă, dragii mei, de o energie negativă, toxică, adictivă. Moarte diavolului. Moarte diavolului. Da? Pentru că aceasta este în secret. Este o relație karmică în secret care gata, a murit. Moartea pasiunii eventual. Și alegeți că justiția alege. Alegeți o nouă relație, un nou proiect, un nou job. Poate jobul ține de, diavolul ține de carieră. Poate e un șef la locul de muncă, da? Că vorbim totuși de dragoste. Hai să amestec și cărțile acestea pentru numărul 3. Da, ce frumos, vine de coțul, vine și vă oferă dragoste. Dragoste, valoare, un cadou. Dar, trecând peste astea, o relație de lungă durată. Asul de monede. Și adevărată, nu doar visuri, nu doar pasiuni, da? Chiar e reală. Asul de monede înseamnă realitate. Concret. Concret? Te apreciez. Yes! Concret? Vreau să stau mai mult. În timp ce vorbesc, da, 6 de foc. Ar fi un soi de 6 de bute, vreau cu orice echip să am această victorie. Dar tarantula, puș, 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 e pasiune mare, dacă nu sunteți atenți. Și, dar ar putea să-ți această tarantura să reprezinte diavolul acela din urmă, voastră sau a lor. Ia personaliteul lor. O carte, maxim două personaliteul lor. Pentru numărul 3. Asta vrea să apară? Unicornul. Oamenii aceștia au viziune. Probabil că unii spun despre ei că sunt idealiști, dar au viziune. Unii poate spun că trăiesc pe altă planetă, dar au viziune, anticipează lucrurile și pot să creeze. Joburi, valori, proiecte, pe termen lung. Dar lumea zice, fluturaj. Nu, dar eu cred în proiectul ăsta, eu cred în relația asta, eu cred în dragostea asta. 6. Chakra 6, al treilea ochi. Oamenii ăștia au viziune. Mai dăm o carte. Iubesc libertatea în sensul frumos al și uite câte... Au o latură a lor impulsivă și o latură foarte, n-aș spune analitică, foarte nici ascunsă, temperată. Și unul și altul, și cobra și crocodilul urmăresc până își... se aruncă, să zic, în proiecte, în manifestări și în a-și câștiga prada. Emoție și pasiune, dar și viziune, interesant. Apă, foc și eter. La capătul setului de cărți, șoricel, au niște dușmani. Eventual, aveți grijă, poate vom vedea ce cărți, dacă mesajul ăsta este despre ei sau despre cineva din viața lor sau din viața, nu, din viața lor ar fi. Un personaj karmic
care urmărește cu ciudă. Nu, n-aș spune că ar fi ei, chiar dacă au tendința de a urmări, au tendința de a urmări. Dacă ci cu planete, cu aspecte, n-aș spune planete, dar în mod special, ci cu aspecte în Balanță și în Scorpion și în Capricorn, această tendință. Eventual ar trebui să se vindece de această tendință, știm, ar trebui să se vindece, să se echilibreze, dar vedem. Mesaje. Deocamdată simt foarte multe emoții pentru voi, vă urmăresc. Este prima carte în seria de apă, un soi de as de cupe sau valet. Noi, că nu e exprimare, vă urmăresc. Niște ape întunecoase, niște emoții, pentru că nu s-au exprimat, dar vor exprima hodron tron rusca și cobra. Viziunea pe care au speranța. Despre personalitatea celor care vin în viața numărului 3. Ah, interesant, și la voi a apărut strategie. Și la numărul 2, dar n-aș spune, să nu prea seamănă. Ah, și la numărul 2 a apărut cobra. Poate, vedem. Nu, încă nu mă arunc să cred că seamănă cu etalarea de la numărul 2, dar. Da, aici clar sunt foarte buni strategi, nu arată exact ce au în spate. O familie. O familie în care au învățat. Masculinul distorsionat. Fantastic ce e aici. Nu știu, eu zic totul să fiți precauți. Așa simt nevoia. Să fiți precauți. Că ar putea să vă vândă povești, să vă creeze o iluzie. Transformare. Transformare. Ghepardul de gheață. Cel care urmărește observerul, da? The Watcher, de fapt. Secrete. Țin la voi în secret, dar nu arată. Masculinul distorsionat. Gogeta su. Purpose. Are un scop. Acest personaj are un scop. Vrea să fie cu voi. Rămâne de văzut cum. Poate vrea să vă creeze impresia. Mare grijă, vom vedea. Vom vedea. Vedeți că e Mercur retrograd. Apropo de contracte, știți că semnez contracte când e Mercur retrograd. Fiți atenți la detalii. Apropo de contracte. Poate cineva să zică, uite, dacă colaborăm, o să fie bine, o să-ți dau bani, o să fie apreciat. De fapt, în spate, sunt multe chestii toxice. O avertizare, așa simt, pentru că sunt prea multe ori dinspre străbunilor, din familia, eu știu, din care fac parte, în care, eu știu, unii oameni s-au sacrificat pentru stabilitate 4, da? Pentru a crea un imperiu, sună a... Cu Gogeta Su și cu orașul ăsta, îl vedeți? Așa, seamănă, păi nu știu pentru cine o fi, seamănă a mafia. Dar, am zis, nu o să fie pentru toți, nu vă speriați, dar fiți totuși precauți. E personajul foarte încăpățânat. Vă urmărește. Are o strategie bine, bine pusă în cap. Hai să vedem. Unicornul. Vedem despre acest personaj, vă rog frumos, câteva date. Despre acest personaj care vine în viața celor care au ales numărul 3. Deci personajul ăsta are deja ochii pe voi. E cu ochii pe voi, băi, ceau. Câte sunt aici? Dacă sunt patru, le pun, da. Ah, interesant. 8 de spade, 4 de bâte, 3 de bâte și 2, 2, 3, 4, dar e regresie aici. La capătul setului de cărți, 9 de bâte, 9 de spade. Acest personaj visează la voi. Are opțiuni, dar visează la voi. Vrea să vină spre voi, să ofere și pasiune, și romanță, unicornul. Dar își face foarte multe griji. Foarte multe griji. Acum, ia uite, 8 de spade. Este legat de ceva. Are un blocaj mental. Am zis, ori în familie, în educație, a fost învățat să gândească într-un anume fel, eu știu,
Sau poate vom vedea cum apar cărțile mari, grijă să nu încerce să vă lege pe voi în această relație patru de bâte frumoasă, printr-o întâlnire, printr-o călătorie. Da? Dar să nu aleagă, totuși s-a terminat cu doi de bâte care trebuie să facă planuri de viitor. Și când e vorba de planuri de viitor, am văzut astfel de monedă, dar vedem dacă mai apare. De 8 de spade, clarificăm 8 de spade. Acest personaj este obsedat de voi. Poate că se vede în casă cu voi, la petreceri, la întâlnire. Și o distanță între voi și trebuie să aleagă între a face această distanță sau a sta în umbră, într-o relație cu familia, cu cine o mai fi, care ține pe loc, ar vrea. Da, știți voi, ea nu mai visează. Dar ci că vine la un moment dat. Vorbim despre cineva care vine. Hai să vedem. 8 de spade. Nu mi-am place. Sunt multe cărți. Decepționat, regina de 3 de spade, regina de bâte și asul de monede. Știe că nu a exprimat, a blocat comunicarea emoțională. Da? A blocat victoria. Pentru că trebuie să decidă. Dar dacă ar fi să totuși să treacă de aceste blocaje, simte emoții pentru voi. Simte emoții. Dar există și o rană în sufletul lor. Poate v-au rănit cândva, o să vedeți dacă e un personaj din trecut, că e Mercur retrograd, sau un personaj nou. Poate v-au rănit în altă viață, poate v-au rănit la un moment dat. Da? Poate face parte din familie, v-ați separat și călătoriți și iar vă întâlniți. Un personaj obsedat acasă, posibil, și voi călătoriți și trebuie să alegeți între alt personaj. Yep! Și știu că v-au rănit și nu știu cum să vă lege. Și încearcă să fie pasional, eventual să vă promită, lasă că să fie bine, o să fim stabili, uite, o să facem, eventual, dacă nu un copil, mare grijă, facem un job, o afacere, glumesc sau nu glumesc, nu știu, vine cu un cadou, cu ceva, nu știu, ceva să vă... Până gheara. Vedem, nu știu, vine. Patru de bute. Patru de bute, clarificăm patru de bute pentru numărul 3. Sunt prea multe cărți negative aici și un masculin distorsionat. Patru de bâte. Cinci de bâte, judecata și spânzuratul. Posibil, dacă îi știți de acasă, să fie tăcere, să fie stres, se stresează. Dacă voi știți că e un personaj, știți, posibil să fie un personaj de acasă cu care aveți o relație, o prietenie sau aveți o casă în care sunt conflicte, dezamăgiri, da? Acest personaj vrea să se împace cu voi, judecata, dar apare spânzuratul să vă lege. Apar două cărți care reprezintă legături, să vă lege, să nu vă dea drumul. Și unicornul încearcă să proiecteze. Asta a fost prima carte. Oh, dar vezi că și noi putem să facem multe lucruri frumoase împreună. Eu sunt așa, eu sunt așa. E o strategie aici. Apar totuși două... Ce vreau să zic? Două energii foarte periculoase, și crocodilul și cobra. Parte din personalitatea lor. Și am văzut și, ia uite, și rechinul. Da. Și rechinul și, ia uite, și lynx-ul și cel care urmărește din umbră, 15, diavolul. Uf, secrete. Oh. Mare grijă. 4, iar 40 poate este din neamul vostru acest personaj sau cu care ați avut casă, încercați să vă despărțiți și revine. Nu știu, nu-mi place. E tăcere, vă urmărește. Ia uite, diavolul, 9 de spade. Mai mie nu-mi place personajul ăsta, nu vă supărați, aveți grijă. Vrea să rănească ceva cu voi. Vedeți că regina de bâte mai face și magie, vă zic, pentru că apară cel puțin două cărți, dacă nu le iau în considerare pe celelalte care leagă.
Da, vă leagă de casă eventual, încerce să se pace, să se împace, să se lupte, să se nu știu ce. Face și așa ceva. Sau e foarte dramatică, știe să joace teatru. Clarificăm trei debute. Iată lumea. E o distanță între voi. Poate că ați încercat la un moment dat să încheiați capitolul cu ei. Repet, poate unii dintre voi aveți o casă cu ei. Ați avut, nu știu. Sau prietenie, sau pe acasă, prin copilărie, nu știu. E chestiunea legată de casă, de oraș, de patru. Un soi de stabilitate sau în preajmă sau și-a apărut distanța. Ori peste multe orașe, ori peste hotare, dar, pe lângă distanță, lumea înseamnă și încheiere de capitol. Voi știți în principiu cine acest personaj și cred că îl recunoașteți. Nu pot să cred că nu îi recunoașteți. Am senzația că îi știți. Se gândesc cum să investească. Ce ofertă, iau-te, valete de monede, astfel de monede, ce ofertă să vă mai facă, cum să vă atragă? Pentru că v-ați simțit singuri în cuplu. Eventual, unii sunteți singuri în cuplu sau v-au părăsit. Nu știu, ceva legat de genul ăsta. Ceva legat de genul ăsta de poveste. Nu vă supărați, dar nu-mi place. Doi de bute. Clarificăm doi de bute. Pentru că se termină cu un doi de bute. Nu alege. Iar sunteți între drumuri și relația fixă sau, eu știu. Ia uite. Între drumuri, glob și relația fixă, 4. Și bâta care stă, e legată, vedeți mai că e legată. Vrea să vă lege ori prin sex, ori prin alte chestii. Mare, mare grijă, mă simt obligată. Să vezi, voi aveți ceva de vindecat aici. De vindecat e una. De împăcat de 11.000 de ori e alta. Noi de bute. Îmi pare rău, întotdeauna ultimul număr e mai complicat și mai sumbru. Doi de bute, clarificăm doi de bute. Poate voi totuși trebuie să alegeți să vă îndepărtați. Trei de... să sperați într-o altă parte, nu știu. Nu știu, dar... Voi de bâte, pentru numărul 3 vă rog frumos prea multe cărți, dar trebuie să puneți blocaje. 7 de bâte. 7 de bâte. Ei se luptă, dar voi ar trebui să puneți blocaje. Ah, ia uite, asul de bâte. Și vă pun să alegeți. Uite ce sexy, regina de bâte, ce sexy sunt. Da, uite, îți ofer și pasiune și, uite, posibilitatea să fim împreună sau să fim iar împreună acasă. Mare grijă să nu apară și vreun copil, că nu, mai asta aveți nevoie. E o pasiune. Eu așa văd, nu-mi place, nu vă supărați, dar nu-mi place energia acestui personaj. Pentru unele, Doamne, aveți grijă că acest personaj vrea să vină să vă impresioneze și să vă... Regina de cupe, dar varianta tradițională, vedeți? Este masculinul distorsionat, care consideră mănâncă femeile. În ce sens? Poate să fie și o femeie în energia sa masculină distorsionată. Vrea să vă țină, eventual, să vă facă, vă dă astfel de monede ca să fiți împreună, eventual și un as de bâte și o bâtă și două și câte vreți voi vă dă. Așa, oricum lor le place să dea, să ofere bâte. Asta trebuie să spun. V-ar promite și casă și relație de lungă durată, poate s-ar și căsători, numai să vă țină. Sorry. Poate să cunoașteți pe altcineva, dar deocamdată asta văd. Mai dăm o carte pe doi de bâte și pe asul de bâte. Apare 10 de spade și 2 de cupe. Aici trebuie să alegeți. Există o trădare, există o suferință. Da? Suferință, trădare. Energia toxică a acestui personaj, dar voi trebuie să încheiați. Interesant, este pe 2 de bâte încheiați acest capitol și veți avea parte de un suflet pereche.
Eu nu cred că e vorba de împăcare, va fi un alt suflet pereche. Deci un personaj care, mai conflicte, legături, judecată pentru spânzurat, ca să vă țină pe loc, eu, nu, nu. Deocamdată îmi pare rău. Dacă voi vedeți altceva, e alegerea voastră, aveți grijă, Mercur retrograd, fiți... Analizați patul de spade. Analizați, aveți mare grijă. Și dacă vă iubește și este toxică persoana, este în energia sa feminină, masculină, toxică. Și dacă vă iubește, nu este pregătit pentru dragoste. Dacă sunteți singuri, nu aveți nevoie de așa ceva. Poate e căsătorii și acolo apar conflicte și se împacă tot timpul, se împacă cu cei de acasă și vă ține pe loc. Și voi tot sperați că așa e un capitol care a trebuit, poate ați fost încheiat și v-am zis, poate ați vrut să vă separați, să vă duceți departe. Știți cum e? Nu vi s-a întâmplat niciodată, mie mi s-a întâmplat, recunosc. Oameni care mi-au creat atâta suferință și nu știu cum să cuvântul ar fi mai potrivit, dezamăgire de oameni, încât am zis, mă, aș merge peste 10 mări și 10 țări să nu-i mai văd. Să nu mai aud. Nu știu, ceva de genul ăsta. Dacă greșesc, îmi pare rău, dar cu toate cărțile astea negative, care sunt parte din personalitatea lor, poate neconștientizată că este în zona nevăzută, poate vine prin patul, prin educație, prin familie, dar au multe de vindecat, măi. Și vin cu acest unicorn și apoi cobră și crocodil, băi, mai, totuși. Hai să fim serioși. Hai să vedem totuși. Curățăm cărțile pentru numărul 3. Am zis, cine vine spre cei singuri, cei care ați ales numărul 3, mai stați. Și dacă vine, asta e că devenit vine acest personaj, nu știu când ar va veni, ce a părut să iasul de monede, ar putea să vină într-o lună de zile. Monedele reprezintă luni. Într-o lună sau poate, da, într-o lună. Sau chiar într-un an. Vedeți? Asta sună răzbunare. Și crocodilul în anumite forme. Și cobra într-o anumită formă. Mie personal nu-mi place. Doar fiți atenți. Într-o lună, poate chiar mai mult, poate să fie și un an. Apare. Eventual într-o lună, în câteva zile, să vină cu această atracție. La, la, la. Cât de frumoasă sunt, uite ce haine sexy am. Dau un exemplu, sau bărbat. A? Dar să aibă o strategie și vă treziți peste un an, iar sunteți legați de cine nu trebuie. Mesaje de la ei, totuși. N-aș mai spune, asta e, am făcut la toată lumea, trebuie să vă fac și vouă mesaje de la ei. Mesaje de la ei pentru voi. Hai să vedem și mesajele de la înger, dacă cumva schimbă vibrația. Dahlia, demnitate. A wise man. Da, un bărbat înțelept are demnitate fără mândrie. Un nebun are mândrie fără demnitate. Hopa! Vă este provocată. Doi de bâte. Alegeți. Ce alegeți? Să fiți nebuni? Sau să fiți înțelepți? Wow! Wise man. Și cred că e mesaj pentru bărbați, ar putea să fie provocarea unei femei. Apple, interesant. Vedeți că Apple, da, mărul, da? Mărul sălbatic, cred că este. Mărul, într-o formă sau alta, reprezintă tentația și am vorbit de diavol chiar de la început. Aveți alegere. Choices, knowledge și iluminare, da? Aveți alegere, aveți cunoaștere și aveți și iluminare. Dacă alegeți în continuare greșit, este blocajul vostru. Deocamdată nu văd o energie prea frumoasă, dar sunt mesaje de la ei. Poate vor să vă atragă. Albul este white. Florile măr, să vă traduc exact, da? Florile pomului de măr sunt albe,
Acestea ne aduc fructele fertilității. Aveți grijă, dacă aveți parte de o aventură, asul de bâte, regina de bâte, să nu vă treziți oricum un copil, da? Mare grijă, fertilitate, fructe, O să vedem și mesajele îngerilor. Sweet peas, fasolea dulce. Da, peaceful pleasure, plăceri, plăceri, plăceri. Da, aceștia sunt dispuși să vă ofere plăcere ca să vă atragă. Da, asta vor spune. Urmează-ți plăcerile, urmează-ți, eu știu ce, atracția și universul îți va deschide ușile. Unde nu sunt noi oportunități. Mare grijă. Useful love, dragoste tinerească. Blissful, useful înseamnă oarecum mai imatură. Eu așa o văd. Da, greșesc, repet. Aș vrea să greșesc. Dar deocamdată nu îi văd, pentru că e o energie prea toxică în preajma lor. Au unei familii, sau poate familia voastră, dar e vorba totuși de personalitatea lor. Hai să nu. Nu, e vorba de parte, poate din familia lor, am zis. Poate ei nu conștientizează cu ce vin. Ia uite! Ia uite! Mai, voi vedeți, mai în spate, deci în față șoricelul, unicornul, șoricelul, ce bumiente sunt eu! Da, în spate e o panteră, o cobră, un crocodil. Da? Feroce. Eu sunt foarte rănită. Nu pot să renunț la tine. Mă gândesc tot timpul, sunt foarte rănită. Vreau să fim împreună. Vreau să-ți ofer. Tu ce ți-ai dorit? O relație stabilă? Poate să fii și bărbat. Nu mă gândesc decât la tine. Ești atât de sexy, de frumoasă. Știu că te-am rănit. Ia, nu știu, dar nu-mi place. Nu sunt supărat, dar nu-mi place. Mesajul de la îngeri. Prea multe secrete, prea multe răpitoare, prea multe, ia uite, panteră, crocodil, cobră, ghepard, cui spinele, linxul, rechinul, nu se poate, nu se poate, sacrificiu ca să vă ce? Ca să vă sacrificați, să vă legați, nu? Că aici e sacrificiu la spânzurată. Nu se poate, nu. Să zic că, vai, că m-a sacrificat, iar, chestii de victimă, victimizare. Nu vă supărați. Eu, dacă e ceva, puteți să alegeți alt număr. Poate aveți mai multe persoane care vin în viața voastră. Asta e doar o persoană și mai încercați o altă persoană. Măcar aveți de unde alege. Măcar aveți de unde alege. Asta vrea Sorina? Dragostea îndură, măi. Hai, mă, iar să îndurați? Dacă ei vor să îndure problema lor, iar să îndurați? Da, în fine, nu știu, treaba voastră. Cereți ajutorul. Măi, asta vă spun îngerii, cereți ajutorul. 14, numărul temperanței al vindecării. Aveți nevoie de vindecare. Nu să îndurați în continuare în dragoste? Că asta nu-i dragoste. Nu vă supărați, dați niște chestii aici, vă rog. Încercați și la număr. Din punctul meu de vedere, dar faceți ce vreți. Că sunteți ai mei, abonații mei, prietenii mei, unii dintre voi, și dacă sunteți singuri sau dacă ați mai fost trădați de acest personaj într-o formă sau alta sau de alte personaje, nu aveți nevoie de alte făcături, da? Pentru că dacă nu v-ați vindecat, atrageți tot făcăturii care vă vor trăda, vă vor ține pe loc, vă vor promite. Asul de bâte, iar, o aventură care se termină cu lacrimi. Și vorbesc de aventură, nu doar așa. Adică, la astfel de bute chiar e cu contacte fizice. Mare grijă totuși. Eu zic să nu, da? Vindecați-vă întâi de trădarea pe care ați trăit-o. Sigur, dacă sunteți singuri, ați fost trădați, ați suferit, dar vindecați-vă. Stați pe lângă prieteni, doi de cupe, pentru că sufletele voastre care pot să fie prieteni, mai, și pe urmă veți atrage și iubite care vă înțeleg. Pentru că aici sunt două cupe, măi, și aici ce am văzut aici nu este reciprocitate emoțională. Două cupe care nu e una mai goală decât cealaltă.
Una mai plină, una mai goală, egale și la aceeași distanță și comunică. Și se privesc față în față, nu stau ascuși, nu vă urmăresc. Mai, faceți ce vreți, eu mi-am transmis mesajul. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup, numai bine, ceau, ceau.